OMV Petrom, una dintre cele mai importante companii din economia noastră și una dintre cele mai importante acțiuni de pe bursă. A avut un randament deosebit, sunt mulți investitori în OMV Petrom, dar sunt și persoane care încă așteaptă. Nu știu dacă să investească încă sau poate că mai scade prețul pentru că a crescut destul de mult anul acesta și atunci poate că este prea scump să cumpere acum. Sunt alți investitori care se întreabă ce se întâmplă cu OMV Petrom. Am cumpărat acum câteva luni și sunt ușor minus. A intrat într-o zonă laterală prețul pe acțiune. Vreau să discutăm despre această companie. Cum se situează astăzi? O să discutăm și despre preț ținte și de ce perspective sunt pentru OMV Petrom. Dar trebuie să înțelegi că această companie este una dintre cele mai importante investiții pentru fondurile de pensii din România, alături de Banca Transilvania și de Hidroelectrica. Și iarăși avem efectul Pareto, da? Adică foarte puține observații explică cel mai mult din rezultat. Gândește-te că fondurile de pensii dețin peste 70% din valoarea acumulată investită în primele 5 companii pe BVB, printre care și OMV Petrom, care este a doua companie din indicele bursier BET după Banca Transilvania, care este aproape la 20%, cea mai mare pondere. Și sunt persoane care încă nu investesc pe bursa noastră, dar de fapt investesc. Și o să zici cum vine asta? Este un paradox. Nu investesc, dar de fapt investesc. Ce vrei să spui acolo? Pentru că dacă sunt salariați, 4,75% din salariul brut reprezintă investiție lunară în aceste fonduri de pensii private obligatorii pilon 2, deci se duce o parte din salariu și banii respectivi sunt distribuiți în două clase de active în principal, titluri de stat și acțiuni. Cel mai mult în titluri de stat, dar foarte mult și în acțiuni. O să spui, da, dar e foarte puțin 4,75%, nu e chiar așa puțin. La 10.000 de lei sunt 475 de lei lunar care sunt investiți pe bursă, adică aproximativ 5.700 de lei, adică vreo 1.140 de euro care se investesc pe bursă. Da, ți-am spus titluri de stat și acțiuni. Sigur, este minimorum să investești așa. Ar trebui să facem un efort și să investim mai mult, cât am putea de mult, dar fiecare are obiectivul său financiar și posibilitățile sale. Și atunci trebuie să investim, dar trebuie să știi în același timp că se investește indirect pe bursă prin această contribuție obligatorie la pensii private, care a crescut la 4,75%, era mai puțin, era la 3 și ceva la sută în trecut. Ce crezi că se întâmplă cu banii? Ei bine, în principal sunt alocați în titluri de stat, da? Adică vorbim de un nivel sporit de siguranță, aproximativ 65-70% din capital, însă 25-30% sunt investiți în acțiuni. OMV Petrom reprezintă a doua companie din indicele bursier BET, precum ți-am spus, la 18,75%, acum imediat după Banca Transilvania, la aproape 20%. Deci investitorii ce alocă cea mai mare parte de capital în primele companii din BET, mare parte din bani ajunge periodic în OMV Petrom. Ai văzut fondurile de pensii. Primele 5 companii cu BRD inclusiv reprezintă peste 70% din indicele bursier BET, de aceea și foarte mulți investitori fac replica la indicele bursier BET și investesc doar în primele 5 companii, 6 companii, deși dacă ai fi pierdut extremitățile, ai văzut ce randament suculent au generat, vorbesc de Sfera, vorbesc de Aquila și de alte companii, asta dacă nu ai avut o strategie de tipul halteră, da, barbel și ai avut acces, expunere și la extremitățile inferioare. Dar este important să ne aducem aminte că OMV Petrom investește în proiectul Neptun Deep, proiectul de mare adâncime în Marea Neagră, de unde intenționează să extragă gaze naturale. Da? Este în asociere, în participațiune cu Romgaz, deține 50% OMV Petrom, 50% Romgaz din acest proiect, de unde vor să extragă gaze naturale offshore, nu onshore, adică din Marea Neagră. În curând sunt alegerile. Și ce crezi? Guvernul susține cu fermitate proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Investiția de 4 miliarde de euro va asigura energia României. Știm de mult povestea, așteptăm valorificarea proiectului, sigur, cu răbdare, conform planului OMV Petrom, dar vedem acum că se implică mai mult politicienii în această siguranță națională din punct de vedere energetic. Interesant cum funcționează lucrurile. Vor să scoată 100 de miliarde de metri cub de gaze naturale în acest proiect, iar statul e implicat direct prin Romgaz, producătorul de gaze naturale, care deja am spus că deține 50% în proiect și în momentul în care estimezi valoarea pe acțiune sau, să spunem, fundamentul companiei, trebuie să iei în calcul și ce va livra din Neptun Deep în momentul în care vor livra astfel de rezultate.
dar nici n-am luat în calcul. Am estimat o creștere modestă, o să vezi despre ce este vorba. Evident, guvernul va susține în continuare cu fermitate acest proiect, având în vedere beneficiile aduse României înainte de alegeri, nu? În fine, este bine că managementul OMV se ocupă și proiectul este în grafic. Forajul ar începe anul viitor, în 2025. N-ar fi încă extrase gaze naturale, dar ar începe lucrările de extracție. Când ne așteptăm la aceste cantități uriașe de gaze să fie exploatate? Ei bine, în 2027, gazul din Neptun Deep va ajunge pe uscat, forajele urmând să fie realizate la adâncimi de până la 3400 de metri de la fundul mării, echivalentul consumului intern pentru 10 ani, cu puritate ridicată, scrie în acest articol. Revenim la OMV Petrom în ceea ce privește o potențială investiție. În primele 6 luni, deși profitul a crescut mult datorită eliminării impozitului pe țițeiul rafinat, rezultatul din exploatare a scăzut cu 15% la 3 miliarde de lei pentru că au fost prețuri mai mici la gaze și energie electrică și volume mai mici la hidrocarburi vândute. În momentul în care a venit cu rezultatele financiare, le-am acoperit, precum obișnuim pe acest canal, și am văzut într-adevăr acea creștere explozivă în profit net, dar rezultatul în exploatare nu a venit în creștere și profitul net a crescut pentru că n-a mai fost acel impozit agresiv pe țițeiul rafinat care a fost impus anul trecut. Oricum o să ne uităm să vezi despre ce este vorba, să te reactualizezi. Deci n-a venit cu rezultate mai bune din punct de vedere operațional. Da, profitul a crescut cu 178% la 2,62 miliarde de lei, dar în principal datorită acelui impozit eliminat, pentru că rezultatul din exploatare de fapt a scăzut ușor. Practic, contribuția de solidaritate pe țițeiul rafinat a fost pentru 2022 și 2023, dar nu mai este aplicabilă în 2024. În sfârșit, măcar, nu mai mulge atât de mult și din OMV Petrom, precum mulge din hidroelectrica, nuclear electrica, cu acel plafon. În fine, dar sistemul este volatil. Vom vedea ce măsuri de urgență sau ordonanțe de urgență noi vor lua ca să reechilibreze, să zicem, sistemul și să mai acopere din deficit. Pentru că dacă încep profiturile să crească iarăși și nu mulge suficient de mult statul, parcă nu este într-un echilibru. Și când zic echilibru, sigur că sunt ironic. Hai să aruncăm o privire să vedem cum se situează OMV Petrom față de alte companii pe bursă. Deși de la începutul anului 2024 OMV Petrom este la plus 27%, în ultimele 3 luni alunecă cu 3% la 0,73 lei per acțiune. Au fost corecții ce au afectat majoritatea cotaților, dar vedem că băncile se țin destul de bine și companii din extremitatea inferioară a indiceului se țin chiar puternic. Agvila 19%, Antibiotici 18%, mai ales că abia a fost inclus în indicele bursier B alături de Premier Energy și vedem ce randament a avut, deși a avut o creștere deosebită, o creștere explozivă, cum nu prea vezi pe BVB, am mai văzut AGS o creștere mare, dar nu prea vezi o creștere atât de mare și totuși a continuat creșterea, a fost sporită imediat cu intrarea în indicele bursier BET, chiar înainte cu câteva zile să intre, în anticipație că o să intre și o să beneficieze de intrări mai mari de capital, s-au poziționat mulți participanți. OMV Petrom totuși păstrează un avans puternic de la începutul 2024, plus 28%, a performat mai bine decât Banca Transilvania la 33%, dar e peste BRD, cu mult peste BET la 16%, aproape dublu chiar, iar hidroelectrica și nuclear electrica sunt pe negativ. Mare cost de oportunitate să fii deținut hidroelectrica și nuclear electrica. Le-am un portofoliu ce-i drept. În ultimele luni am acumulat agresiv pe OMV Petrom alături de membrii registrului tranzacții și am acumulat agresiv pentru că în momentul în care investești trebuie să vezi și pe anumite perioade unde intră capitalul cel mai mult față de alte companii. Pentru că să vii cu un randament sub BET este ok sau aproape de BET, dar să ai anumite cotații care scad îți erodează mult din randament. Deci, în primul rând, pentru un investitor, ce trebuie să faci este să încerci să nu prinzi companii care sunt pe minus. Sigur că în timp se pot redresa și pot să crească, dar e foarte important să nu fii pe minus în primul rând, după să câștigi randament. Și de aceea, OMV Petrom s-a poziționat foarte bine, cel puțin anul acesta. Urmează să vedem cum o să se poziționeze în continuare, la fel și Banca Transilvania, pentru că dacă se schimbă fundamentul, se schimbă și teza, se schimbă și planul de acumulare. De asta e foarte important să ai teză de investiții pe perioade, chiar dacă investești pe termen lung, unde investești accelerat? Asta este întrebarea, pentru că sunt perioade în care poți să cumperi ieftină nuclear electrica și hidroelectrica și să beneficiezi de un raliu viitor, sunt perioade în care poți să cumperi scump OMV Petrom, chiar dacă spui că investești pe 10 ani. De asta este important să
faci calcule și să cumperi la cel mai mic cost de oportunitate. Acum vreau să analizăm evoluția anumitor indicatori de performanță pentru OMV Petrol, să vezi în ultima perioadă cum s-a situat. Am pregătit pentru tine anumite date. Vedem așa, OMV Petrol nu are cele mai bune rezultate în acest trimestru dacă ne uităm la cifră de afaceri, chiar din contră. Cele mai bune trimestre au fost trimestrul 1 din 2022 la aproape 12 miliarde, adică la 11,9 miliarde, trimestrul 2 din 2022, 13,7 miliarde, trimestrul 3, tot din acest an, 18,7 miliarde și trimestrul 4 din 2022, 17,1 miliarde. Excelent, adică vorbim de niște rezultate deosebite, dar o să spui că a fost acest an excelent 2022, așa este. Însă perioada curentă, și anume trimestrul 2024, nu impresionează deloc. Cifra de afaceri a fost înregistrată la 8,7 miliarde, ușor mai bine decât în primul trimestru din 2024 și mai bine decât în trimestrul 2 de anul trecut la 8,4 miliarde. Vedem că trimestrul 2 din 2024 este al 9-lea cel mai bun trimestru din 2018 încoace. Deci nu a livrat cea mai bună cifră de afaceri, chiar dacă a fost, să zicem, la un nivel ridicat, istoric, din 2018 încoace, n-a fost cea mai mare cifră de afaceri. Sigur că depind foarte mult de evenimente exogene, de prețul petrolului, dar o să discutăm și despre asta în cele ce urmează. Rezultatul net avem peste perioada dinainte de 2019-2021, dar vedem că în ultimele 4 trimestre este în scădere. Sigur, față de trimestrul 2 din 2023 e mult mai bine asta, pentru că a fost pierdere înregistrată, pentru că a fost înregistrată acea contribuție de solidaritate pe țețiul rafinat, când a mulț din OMV Petrom unchiul său, cât a putut de mult, pentru că a luat de la producătorii de energie electrică și celași profiturile uriașe de la un producător de petrol care rafinează, hai să inventăm o taxă, un impozit și să scoatem din profit pentru noi. Marja netă arată destul de bine la 14%, nu e în creștere sau îmbunătățită, precum putem vedea, adică nu observăm un trend ascendent sau vreo tendință specifică, a spune că e în linie cu trimestrele bune, dar nu se ridică la trimestrele excelente, însă în acelea nici cifra de afaceri nu era la același volum, să fim sinceri. În afară de două trimestre cu pierdere, marja netă arată destul de bine pentru OMV Petrom, însă nu a fost vreun trimestru record, ne aflăm poate pe la jumătate cu acest 14,12%. La nivel anualizat, OMV Petrom a livrat rezultate bune, povestea stă puțin diferit în cifra de afaceri față de anii precedenți. În ultimele 12 luni se ridică la 38,2 miliarde, aproape la fel ca în 2023, dar mult sub anul record 2022. Cu toate acestea, rezultatul net arată mai bine fără acel impozit agresiv, evident, la 5,7 miliarde de lei, în ultimele 4 trimestre consecutive sau în ultimele 12 luni, cu mult peste istoria companiei, cu excepția anului record 2022. Iar marja la aproape 15% arată foarte bine comparat cu alți ani, dar dacă vor reuși să îmbunătățească în timp peste 15-17%, ar fi excelent. De aceea urmărim managementul și eficientizarea costurilor, unde, bineînțeles, reușesc, însă este important să îmbunătățească mai mult și marja. Investitorii urmăresc astfel de indicatori. Pentru prețul țintă de anul acesta am pregătit mai multe modele de evaluare și știi foarte bine ce modele, pentru că le-am pregătit pe canal. În modelul în care am actualizat dividendele viitoare, am estimat profitul net că va crește cu 3% anual până în 2028, iar în perpetuitate cu doar 1,5%. Sigur, în funcție de prețul petrolului, reglementări și așa mai departe, pentru că nu putem ști. Profitul poate să fie mult mai mic într-un an sau poate să fie mult mai mare în alt an, dar am estimat o creștere modestă și aș spune că o creștere graduală, pentru că e imposibil de proiectat volatilitatea. Cu o rată de distribuire de 60% în perioada de proiecție și o rată terminală de 75%, mă refer rată de distribuire terminală, pe baza acestui model, valoarea intrinsecă astăzi ar trebui să fie undeva la 0,90 lei per acțiune, iar prețul în piață este acum 0,73 lei per acțiune, ceea ce ar însemna un potențial de creștere de peste 23% până la finalul anului. Poate că sună bullish, știi că mai e foarte puțin, se închide anul și trebuie să crească cu 23%. Nu înseamnă că trebuie să crească neapărat. Când spui preț țintă pentru sfârșitul anului, de fapt calculezi valoarea intrinsecă pentru sfârșitul anului. Dacă piața înțelege această valoare intrinsecă și acționarii existenți în OMV Petrom nu mai vând sub acel preț sau aproape de acel preț, atunci poate să existe convergență. Se poate întâmpla anul acesta, poate să rămână subevaluată și anul viitor și cel mai probabil asta se va întâmpla. Dar când stabilești prețul țintă, ai un reper, un punct de referință să vezi cam care ar fi valoarea intrinsecă
pentru activele companiei raportate la prețul pe acțiune. Gândește-te că dacă am luat tot numerarul și echivalentele de numerar pentru OMV Petrom, am luat această valoare și am eliminat-o, vreo 10 miliarde de lei, să spunem, da? Adică hai să spunem că luăm numerarul net, fără datorii, și să zicem că luăm peste 10 miliarde de lei și eliminăm această valoare, atunci valoarea intrinsecă, prețul țint, ar fi aproape de prețul de astăzi. Cu toate acestea, am estimat pentru alt model și free cash flow, tot la o rată de creștere modestă de 3%, având în vedere că a crescut anual cu peste 10% și la o rată de actualizare de 10%, valoarea intrinsecă este de 0,94 lei, aproape un leu per acțiune, prin metoda perpetuității, și 0,85 lei per acțiune dacă atribuim un multiplu de 10x în 2028. Dar hai să punem un multiplu de free cash flow de 8, da? Hai să punem 8, nu 10, ar însemna 0,75 lei per acțiune, valoarea intrinsecă, totuși ori mai mare decât acum. Poate te întreb dacă e mult să ajungă. Ei bine, evident că nu este, tocmai ți-am spus. Poate fi mult timp subevaluată, piețele sunt iraționale, piețele nu înțeleg, poate că fondurile de pensii nu reușesc să atribuie mai mult capital, în un punct poate că depășesc ponderea de 5%, sau poate că la un dat sunt anumiți acționari existenți care vând mult și dau un semnal în piață că, uite, vând acționari mari, ce se întâmplă și așa mai departe. Se pot întâmpla multe pe bursă. De aceea e foarte important să acumulăm strategic atunci când reușim tot timpul să ne construim poziția de investiții. Să ne aducem aminte totuși acum ce înseamnă dividendul și ce ar fi însemnat o investiție recent. De exemplu, 10.000 de lei investiții anul trecut pe vremea asta însemnau cam 14.122 de lei astăzi, o diferență uriașă, iar rezultatele n-au fost uimitoare. Ai văzut ce evoluție au avut, ca să zici, wow, ce rezultate. Însă e o companie subevaluată. Am inclus și reinvestirea dividendelor. Într-adevăr, prețul barilului a scăzut, petrolului, da? Petrolul a scăzut în ultima perioadă, vedem la 71,79 dolari pe barilul Brent, ca urmare a intențiilor de creștere a cantității de petrol produsă de OPEC. Am observat deja decizia de la Arabia Saudită. Din 2023 încoace, prețul a atins 95 de dolari barilul, acum e mult mai jos. Recent a atins cel mai mic punct din această perioadă, 68 de dolari, și OMV Petrom se aștepta să fie peste 80 de dolari în 2024. Dar, între timp, investitorii evaluează și impactul noilor măsuri de stimulare economică din China, cel mai mare importator de petrol, și tocmai am văzut acest plan care stimulează economia, dar o injecție de lichiditate uriașă, să vedem care vor fi efectele și cu petrolul, pentru că nu doar Orientul Mijlociu contează, da? Sigur, mișcă mult oferta, însă contează mult și cererea. De asemenea, potrivit autorității de mediu din Mexic, aproximativ 25% din producția din Golful Mexic a fost oprită. De ce? Din cauza furtunii Helene, și a scăzut un pic din cantitate. Sigur, nu sunt mari producători de petrol. Arabia Saudită plănuiește să crească producția mai târziu în acest an, iar OPEC Plus este programat să majoreze producția cu 180.000 de barili pe zi din decembrie. Deci, dacă ne uităm la acest grafic, vedem că ar fi 10% plus până ar ajunge la 0,8 lei per acțiune. Poate să ajungă acolo OMV Petrom? Sigur că poate să ajungă până la sfârșitul anului. Important este câte acțiuni deții până atunci și dacă ai profitat să acumulezi atunci când trebuie. La fiecare scădere sau când este în perioada laterală și totuși sunt perspective bune, acumulezi. O să zici, da, dar prețul petrolului scade, nu influențează prețul la pompa de alimentare? Ba da, dar sunt mai multe componente. Ai accize, TVA, ai costul de rafinare, ai marja de profit pentru OMV Petrom în acel preț. În momentul în care scade prețul petrolului, atunci scade într-adevăr și prețul pe litru, da, la pompă, dar nu scade atât de mult datorită acelor componente fixe. Însă, mai este important de luat în calcul un aspect. OMV Petrom are 3 segmente importante. Explorare și producție, rafinare și marketing, da, un segment important în această situație, și gaze și energie. Și atunci, în momentul în care vinde, practic este integrată pe verticală, pe lanțul valoric. Iar prețul la petrol nu este controlat doar de către OPEC, în sensul în care gata, să zicem, crește cantitatea, dar nu poți să crești nelimitat cantitatea, da? Și dacă analizezi elasticitatea în prețul petrolului, dacă, să zicem, crește cu X numărul de barili care sunt produși pe zi, cu cât ar trebui să scadă în cazul respectiv prețul petrolului. O să vezi că elasticitatea nu este ușor de calculat pentru că sunt mulți alți factori, cum ar fi cererea, da? O să vedem China cât de mult o să consume și în continuare, și sigur sunt aceste ambiții de electrificare, dar în continuare petrolul este sângele economiei. Vedem asta din statistici, cât o să mai țină, nimeni nu știe, în funcție de ce ambiții sunt și cât o să continue acest proces de electrificare, dar până atunci urmărim OMV Petrom, acumulăm
pentru că e prea volatil prețul petrolului, că să spunem, gata, nu știm, scade și așa mai departe. Nu putem să facem astfel de estimări, dar pe datele pe care le avem, o să fie în continuare utilizat și OMV Petrom trebuie acumulat mai ales în astfel de perioade, pentru că iarăși prețul o să crească. Vedem ce tensiuni sunt în Orientul Mijlociu și mereu e un interes ca prețul petrolului să fie ridicat. Sper că ți-a plăcut acest episod, ne vedem data viitoare cu unul nou. Poți să-mi lași un comentariu dacă tu ai mai acumulat OMV Petrom, să-mi spui și mie dacă în continuare deții, e o poziție importantă în portofoliul tău de investiții și de ce. Spune-ne și nouă în comunitate și până data viitoare te salut și doresc tot binele din lume.